Facem o prezență să vedem cât sunt prezenți. Așadar, Abăceaie Sergiu. Prezent. Alădăroaie la Luca e în sală. Vasiloaie Constantin. Prezent. Botezatul Silviu. Este în sală. Breacnă Nicolae. Prezent. Busuioc Iulian. Prezent. Darie Constantin. Prezent. Genea Pavel Iulian. Prezent. Ilie Vasile este în sală. Ivan Stelian. Prezent. Legănuș Bogdan. Prezent. Domnul Nimirceag în sală. Paloșanu Mirel. Prezent. Furcaru Ionel. Prezent. Sandu Teodor. Prezent. Vandra Vasile. Prezent. Vascan Cezar. Prezent. Vătaufu Emilian. Prezent. Zaharia Eugen. Prezent. Deci numai domnul Mirel nu este. Da. O să începem ședințele pe comisii, da? Domnul Curcaru, vă rog. Bună ziua, pe toți am viat. O să începem cu proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli în anul 2020 al municipiului Moinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu spun, să pun dreptul la vot, cine este pentru? Pentru! Împotrivă, abțineri, mulțumesc! Domnul Sandu? Comisia economică, dacă sunt întrebări, neclarități, dacă nu vă rog să supunem la vot, să anunțe numai cine este împotrivă sau se abține. Deci nimeni votați în unanimitate. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Votat în unanimitate. 6. Proiect de hotărâre pentru modificare și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 72 din 19.05.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare tehnică imobile în colegiul tehnic Grigore Cobălcescu și indicatorilor tehnico-economici. Comisia de urbanism, dacă sunt discuții, vă rog, dacă nu se pun proiectul la vot, cine este pentru? Pentru! Abțineri! Toată lumea a votat, deci votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt neclarități, nelămuriri, întrebări, dacă nu, vă rog să supunem la vot, cine este pentru? Pentru! 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 Deci, eu sunt abțineri, nu sunt voturi împotrivă, votată în unanimitate de voturi. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă, se abține cineva? Votat în unanimitate. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 78 din 24.04.2018, acum 2 ani, pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul de abilitare tehnică imobile cu studentul tehnic Cobăcescu. Comisia de urbanism, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abține, s-a votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau neclarități, dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Pentru. Pentru. Voturi împotrivă sau abțineri nu sunt, deci votată în unanimitate de voturi. Mulțumesc. Comisia juridică, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate.
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești de sub Bacău. Comisia de urbanism, întrebări pe tema proiectului, n-aveți, nu? Și punem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Mulțumesc, a votat unanimitate. Comisia economică, dacă sunt neplinarități sau întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. 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 Voturi împotrivă, abțineri, nu sunt. Deci votată numai unitate de voturi. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă, se abține cineva, votat cu unanimitate de vot. 9. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil, teren de uz și de interes local în atestarea apartenenței acestuia la domeniul privat al municipiului Mineș de sub Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții? Nu sunt. Punem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. S-a votat în unanimitate, mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau nelămuriri, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt, deci votat în unanimitate de voturi. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării pe licitație publică a imobililor, clădire și teren, situat de municipiul Moinești, stradă Schelei numărul 49, de sub Bacău. Aici trebuie o comisie? Da, doi membri. Două comisii. Două comisii, da? Nu. No. Este comisia, membri din comisie și membri supleari de rezervă, da? Doi și doi. Dar... Da? Sunt trei licitații care vor fi la rând și în aceea zi. Dacă sunteți de acord la cei pe care e stabilit să fie pentru toate trei, cum stabiliți dumneavoastră? Eu v-am propus. Da, așa ar fi. Da. Eu am să-l propun pe domnul Silviu Botezatu și mai las alte propuneri să le facă altcineva. Vă rog, de la PSD. Propun pe domnul Dariu Olivian. Da. M-ați auzit pe domnul Dariu? Da, da, ok. Și la, și la reprezentanții de rezervă? La supleanți. Haideți cineva. Ziceți domnul Sandu, domnul Carlu, domnul... Domnul Sandu și domnul... Propuneți! Propuneți pe cineva. Apropo, pe doamna Lăzăroaie. Doamna Lăzăroaie, da? Și? Doamna Lăzăroaie. Da? De la PNL, de la PNL cineva? Domnul Balușanu. Domnul Balușanu? Da. Bine, bine. 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 Ok. Vă rog, domnul Bucar. Da, deci, Comisia de Urbanism. Dacă mai sunt alte propuneri, dacă nu, punem la vot Comisia urmată din Silviu Botezatu, Dariu Olivian și rezerve ale Zoraia la Luca și domnul Balușanu. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru cu propunerile? Pentru. Da? Abține, împotrivă, nu. Mulțumesc, votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări de la Bolivie sau alte propuneri pentru membrii comisiei, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul pe ora cu comisia deja nominalizată. Cine este pentru? Pentru. Votul împotrivă, abțineri. Deci, comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul cu membrii comisiei votați anterior. Cine este pentru?
Pentru. Împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării de licitație publică a imobilor, clădire și teren, situația în ce mai ești. Prezentul Bacău. Aici o să rămân același funcție, nu? Da, cum vreți. Da. Da. Eu propun să rămână, da? Da, licitațiile toate trei au un loc în aceea zi de rostare. Da. Okay. Propun la vot propunerea și dacă mai aveți alte adăugiri sau comentarii, vă rog. Comisia de 90. Cine este pentru? Pentru. Abține, împotrivă, votat în unanimitate cu majoritatea de vot. Comisia economică, dacă sunt întrebări, ne le-am urit. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul împreună cu Comisia de Cea nominalizată la prezidenții. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abține? Nu sunt. Mulțumesc, votată în unanimitate de vot. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul și comisia nominalizată. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării și licitației publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, zona Parc Osoiu, județul Bacău. Deci aici o să rămână aceeași comisie, propun eu, dacă aveți altă propunere, vă rog. Dacă nu, rog Comisia de Urbanism să votăm. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abține, votat în unanimitate de vot. Comisia Economică, dacă sunt nelăburiți sau întrebări, ca o altă propunere pentru membrii Comisiei, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, sunt, deci votată în unanimitate de voturi. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul și cu membrii comisiei. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă, se abține cineva, votată în unanimitate. La 13, proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare în vederea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, la numărul 10 Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abține, mulțumesc, votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri, votul împotrivă, nu sunt, deci votat în unanimitate de voturi. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 14. Proiect de hotărâre pentru atribuirea în folosință gratuită a 10 loturi de teren în condițiile legii 15/2003 republicată privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate extensională. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Pentru? Pentru. Împotrivă? Abține? Votat în unanimitate cu majoritatea de voturi. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau nelămuriri, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abține,
Nu sunt. Deci votată în unanimitate de vote. Mulțumesc. Comisia juridică, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. La ultimul proiect, proiect de hotărâre privind emiterea avizului pentru desfășurarea activităților de prestări servicii, cum era? Comisia de urbanism, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Da, mulțumesc, împotrivă, abțineri, votat în unanimitate, mulțumesc. Comisia Economică. Comisia Economică. Comisia. Sunt întrebări sau nelămuriri? Vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Mulțumesc. Dată în unanimitate. Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Aș avea eu o rămurire. Aceste societăți comerciale care desfășoară activități funerare. Nu s-au votat, doamnă, nimic. Păi, unde să mă duc? Haideți mai așa calculator. S-aude? Slav! Slav! Are microfon. Are microfon. Haideți mai aproape de restul. Spătreze din distanță. A 2 metri din monitor. Haideți, da. Sunt un s-aude acum? Da. S-aude? Aceste societăți comerciale care au ca obiect de activitate serviciile funerare trebuie să îndeplinească unele condiții conform legii pentru a primi avizul Consiliului Local. Am văzut că s-a depus dosarul. Am o nelămurire sau să-mi spună să dețină un spațiu. Spațiul este cel de la Onești. Sau are spațiu aici? N-are, dar deservește toată zona. Păi, aia, da. Stați puțin, că solicită pentru altceva aviz. Pentru îngrijiri mortoare și învățămare și pentru transport, recuperare și transport parat. Corect. Da, din criteriile respective care sunt, trebuie să dețină și un spațiu care să aibă autorizație sanitară. Mă gândesc că este spațiu de la firma respectivă. Din firmă, da. Sigur. Și el desfășoară niște activități. Nu mai are un loc de lucru la Mănești. Poftim? Are un loc de lucru la Mănești. Are spațiu? Un de lucru. Păi nu există un lucru deschis fără să ai un spațiu de exercitare a activității. Păi da, dar eu n-am văzut din documentele respective că are un spațiu care să fie autorizat. Să aibă autorizație sanitară. Deci, în documentele respective, el a depus autorizația de acum un an de la spațiul din Onești. De aia e... Onești. Din? Și am zis că probabil desfășoară numai activități, dar spațiul ăla are la Onești. A cerut activitate din îngrijirii mortoare și învățămare, da. Care se face la sediul spitalului, da, acolo se face, și a cerut activitate de transport pentru recuperare și transport parat, adică îl ia de acolo și îl transportă la loc de veci. Am înțeles, asta e. Deci nu, da. Spațiul este cel, asta e. În vedere că spitalul deservește și tot județul Bacău, mai ales în această perioadă când toate cazurile de la Ghimeș, Onești, Oituz, Helegiu, până la Ghimeș, toate cazurile de boli cronice sau pe situații de urgență vin la spitalul Măinești. O să vă explic la urmă la diverse și acest lucru, de ce un număr atât de mare de suspecți pe raza. Inclusiv maternitatea este montată în totalitate, stare civilă și evidența persoanei, asigurând tot fluxul din naștere care se întâmplă la mâine. Da, mulțumesc. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru?
Împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. S-au închirat comisiile de specialitate? Cred că trebuie să facem o întrerupere pentru că 40 de minute avem și să reintrăm ca să putem ține ședința de Consiliu în plen, fără să o întrerupem, da? Da, da. Putem derula ședința de plen? Da. Domnilor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor consilieri, în continuare ședințelor comisiilor de specialitate, derulăm ședința de plen a Consiliului Local al municipiului Moinești. Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pentru data de 24 aprilie 2020 s-a efectuat prin dispoziția primarului municipiului Moinești, numărul 295/2020, cu respectarea prevederilor articolului 133 din ordonanța Guvernului 57/2019 privind codul administrativ. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți toți consilierii, toți cei 19 consilieri validați în funcție, o parte participând la ședință online, o parte din domnii consilieri fiind prezenți în sala de ședință a Consiliului Local. În conformitate cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, pentru aprobarea proceselor verbale întocmite la ședințele Consiliului Local din luna martie și luna aprilie, consult cu plenul dacă există obiecțiuni sau completări asupra conținutului acestora care v-a fost transmis dumneavoastră pe e-mail. Nevind obiecțiuni, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din date de 12 martie 2020. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 12 martie. Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 19 martie 2020. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și procesul verbal al ședinței extraordinare din 19 martie. Supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 23 martie 2020. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal întocmit în ședința extraordinară din 23 martie 2020. Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 3 aprilie 2020. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 3 aprilie 2020. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune la vot ordinea de zi propusă de executiv pentru derularea ședinței de astăzi a Consiliului Local. Domnule președinte. Mulțumesc. Hristos a înviat. Dați-mi voie să supun la vot ordinea de zi a ședinței ordinare din 24 aprilie 2020. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă, abțineri, în unanimitate de voturi, proiectul ordinii de zi a fost adoptat. Trecem la punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al municipiului Moinești. Raport Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuție, întrebări? Dacă nu sunt, propunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Voturi împotriva? Abțineri? În unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 72, din 19.05.2017, privind activarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică, imobile, Colegiul Tehnic, Nicolae Covălcescu, și a indicatorilor tehnico-economici. Aici vă pot informa că vor începe lucrările, s-a dat ordinul de începere pentru data de 4 mai.
Din 4 mai, constructorul va fi acolo, va lua legătura cu domnul director, administratorul, să organizeze, după graficul de execuție, cum vor demara lucrările. Da. Raport Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vine un amen. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Costel. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, întrebări, completări? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Voturi împotriva? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 78 din 24.04.2018 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică imobile Colegiul Plăinii Pivoiei Covățescu-Moinești. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotriva? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Voturi împotriva? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 9. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil teren de uz și de interes local, de atestarea apartenenței acestuia la domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări? Discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Voturi împotriva? Abțineri? Dacă nu, în realitate de vot, proiectul a fost adoptat. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobililor clădiri pe Cruz și Tătân, situată în municipiul Moinești, strada Sfântului numărul 4, județul Bacău. Cu membrii comisiilor de evaluare de botezatul Darie, iar membrii cu preanțe Pălăzăraie și Caloșanu. Dacă raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru cu comisiile propuse. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi cu comisia votată. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru cu comisiile care au fost propuse. Discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Abțineri? Dacă nu sunt, proiectul a fost adoptat. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobililor clădire și teren situată în municipiul Moinești, județul Bacău. Membrii comisiilor sunt aceiași. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Cine a jurisdicție pentru propus? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru cu aceeași comisie stabilită. Discuții, întrebări?
pe proiectul. Cine este pentru? Pentru. În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Mulenești, zona Parcul Soiu, Ștețul Bacău, cu aceleași comisii. Comisie economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru, cu menținerea comisiei. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru, cu aceeași comisie stabilită. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru, cu aceeași componență a comisiilor propuse. Discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării de licitație publică a unui imobil teren situat în municipiul Moinești, la Tudor Vladimirescu, fără număr, județul Bacău. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 14. Proiect de hotărâre privind atribuirea folosință gratuită a 10 loturi de teren în poziție legii numărul 15 din 2003, Republica Asta, privind sprijinul acordat titlor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, întrebări? Da. Nu supunem la vot proiectul. Ce este pentru? Pentru. Pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 15. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului pentru desfășurarea activităților de generare. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Ce este pentru? Pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul 16. Diverse. Da, aici avem o intervenție, având în vedere situația creată ca urmare a răspândirii acestui virus pe întregul teritoriu al României și în municipiul Moinești și a faptului că a apărut și în presă și în spațiu public câteva discuții legate de activitatea Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Mai mult decât atât, domnul europarlamentar Dragoș Benea face o declarație în presă că se ascund aici la Moinești lucruri care se întâmplă la Spitalul Municipal. Vă pot informa că zilnic am 2-3 întâlniri cu managerul Spitalului Municipal de Urgență, cu doctorul Adrian Cotărleț, legat de această activitate. Știți cu toții că s-au declarat spitalele din Moinești ca spital de preluare a tuturor cazurilor de urgență din tot sud-vestul județului, de la Ghimeș până la Moinești, Cașii, Măituș, partea cealaltă, Helegiu, Livezi, și nu mai spun de aici, de zona Podurii, Strugarii, Pustiana, Sârjol, până la Scorțeni. Toate aceste cazuri vin aici pentru a primi îngrijiri pe situații de urgență sau pentru boli cronice. Având în vedere că unii dintre ei prezintă simptome de COVID-19 sau sunt suspecți, se solicită testarea lor, după care, dacă se declară pozitiv,
pleacă la spitalul din Onești, care este declarat spital suport COVID, sau la secția boli contagioase la Bacău. Așadar, sunt luați în calcul și acești pacienți care nu sunt locuitori ai municipiului Măinești. Drept urmare, e un număr mai mare de suspecți sau chiar de persoane declarate pozitiv, alocându-se acest lucru municipiului Măinești. Domnul europarlamentar Benea poate că nu știe acest lucru, ar trebui să se informeze, nu să se mai irigeze în președinte al Consiliului Județean și șef al județului. Nu, dumnealui este europarlamentar, să lese pe președintele Consiliului Județean și prefectul să gestioneze această situație, care a declarat public într-o conferință de presă care este situația. Da, într-adevăr sunt cele mai multe cazuri ca urmare a acestor persoane, pacienți, care vin la Spitalul Municipal de Urgență Măinești, care este cel mai dotat spital din județul Bacău și de aceea a fost ales să preia toate cazurile de urgență de peste jumătate din teritoriul județului Bacău. Arată cu degetul spre primăria Măinești și spre Comănești și spre spitalele din Măinești și Comănești. Eu îl informez că activitatea merge la spitalul din Măinești, se preiau cazurile de urgență, sunt într-adevăr persoane testate pozitiv, sunt 3 infirmiere și un medic, sunt în carantină, sunt la spitalul municipal Onești, starea lor de sănătate este bună, urmează tratamentul care a fost prescris. Într-adevăr au fost și alte persoane preluate, și din Solon și cei care au venit în deplasare de la OMV de la Arad, dar sunt luați în considerare ca și locuitori ai municipiului Măinești. De aceea acest număr. Vă informez că nu se ascunde nimic, activitatea există, este transparență, dar informarea cazurilor o face doar inspectoratul pentru situații de urgență. Nu primarul, nu directorul spitalului, nu prefectul, nu DSP-ul. Doar inspectoratul pentru situații de urgență. Da, îl rog să se informeze și după aia să facă declarații, dacă mai are de făcut. Vis-a-vis de activitatea din primăria Măinești pentru prevenirea și combaterea acestui virus, știți cu toții că am aprobat în Comitetul Local pentru Situații de Urgență, am aprobat în Consiliul Local alocarea unor pachete cu alimente, unor pachete cu materiale de igienă, au fost distribuite în proporție de 80%, din totalul de 4.000 de pachete câte am aprobat, sunt distribuite la ora asta 3.300. 3.200 și 100%. Așa, tuturor persoanelor cu pensii până în 1.300 de lei, pensia medie, tuturor persoanelor peste 65 de ani care au solicitat acest lucru, tuturor celor care beneficiază de prestații sociale, respectiv ajutor social, respectiv persoane cu handicap, gradul 1, 2 și 3. Mai e la dispoziție încă, mai sunt 700 de pachete, dacă e cazul să achiziționăm, să mai redistribuim la cei care nu le-a ajuns sau care mai au nevoie în această situație de criză. De asemenea, am zis că am achiziționat acele atomizoare aprobate în ședința Consiliului Local de la începutul lunii. Am și realizat o dezinsecție pe toate străzile din municipiul Măinești, nu numai în zona centrală, ci și în cartierele municipiului Măinești. Am realizat dezinfecția pe cele 368 de scări, am montat acele dozatoare pentru dezinfectarea mâinilor. Echipa de la domeniul public merge de câte ori este solicitată, a fost la Biserica Sfântul Neculai, a fost la Biserica de la Lucăcești după acel deces al unei persoane din Lucăcești, pe scara de bloc, de la blocul 3, strada Avântului, intervenim prompt acolo unde este cazul. Cred că ne facem datoria, e o perioadă critică, sunt sigur că toți ați înțeles că trebuie să fim parte în combaterea și evitarea răspândirii acestui virus. Dar Primăria Măinești nu întrerupe activitatea din punct de vedere al investițiilor și al lucrărilor pe care are în derulare. Sunt plecați în concediu o parte din salariații primăriei, au luat fiecare câte 10 zile de concediu, dar activitatea din birouri se asigură, există permanență și continuitatea lucrărilor care deja sunt contractate sau care urmează să fie contractate. Vedeți cu toții, s-au finalizat 7 străzi de asfaltat în cartierele din Hangani, strada Urmai, Lucăcești, Păcurari, Găzărie Păcurari, Lucăcești, Azlăului, celelalte prin zona urbană la Tudor Vladimirescu, la Cascada, Mihai Sadoveanu, Zorilor. Sunt lucrări deja finalizate în curs de recepție. Se lucrează la parcările din spatele primăriei, la documentații pentru
celelalte parcări din zona spitalului pe strada Zorilor, dar s-au finalizat licitațiile și la strada General Nicolae Șova și strada Nicu Ienea. S-a stabilit executantul lucrărilor și se dă ordinul pe data de 11 mai. Vor începe și acestea. De asemenea, se lucrează în parteneriatul cu Direcția de Asistență Socială la Lucăcești și la centrala din spatele Bisericii Sfântul Nicolae. Mai pregătim și alte documentații. Sunt sigur că le vom duce la capăt și nu stăm degeaba, chiar dacă suntem loviți de această pandemie. De asemenea, la școli se continuă lucrările și la școala Ștefan Lucian George Enescu și, cum vă spuneam, și liceul Grigore Covălcescu are ordine de începere a lucrărilor pe data de 4 mai. Suntem la dispoziție 24/24 pentru a preveni și a combate răspândirea. Suntem la dispoziție să fim de folos cetățenilor în această perioadă. Dacă sunt întrebări, vă stăm la dispoziție, noi cei din aparatul de lucru și eu. Câteva precizări în legătură cu serviciile de asistență socială de pe raza municipiului Măinești. În toată această perioadă, serviciile de asistență socială au funcționat în regim normal, au asigurat toate prestațiile necesare populației și beneficiarilor. În ceea ce privește celelalte componente, știți, activitatea creșei a fost suspendată prin ca efect a aplicării ordonanței militare numărul 6. Complexul de servicii sociale de partea de centrul rezidențial pentru persoane vârstnice funcționează în regim de normalitate. Astăzi s-a încheiat serviciul primei ture care a efectuat izolare la locul de muncă în conformitate cu prevederile ordonanței militare numărul 9. Au fost un număr de 18 salariați care au stat 14 zile în izolare la locul de muncă. Astăzi s-a încheiat prima tură. Au ieșit. Acolo nu există niciun fel de probleme. Sănătatea beneficiarilor este în perfectă stare. Am început serviciul, tura a doua, 18 salariați, cadre de specialitate. Prima tură a fost coordonată de domnul director Manolache Încă. A doua tură, tot cu izolarea la locul de muncă, este coordonată de doamna director Tambora Mona, directorul creșei Primii Pași. Astăzi așteptăm o echipă ADSP pentru a testa salariații care intră în serviciu pentru tura de 14 zile de izolare. Deci, toate serviciile sociale își desfășoară în mod normal activitatea pentru perioada și condițiile în care ne aflăm. Vă mulțumesc! Mai e un lucru de menționat, mi-a scăpat, și cel mai important lucru care se întâmplă astăzi în municipiul Măinești, asfaltarea celor 9,6 km de drum național. A fost preluat de Ministerul Transporturilor, îl va asfalta integral și nu numai drumul național, ci și stațiile de autobuz și cele două intrări de la dinspre Comănești, dinspre Măinești. Îl vor marca și îl vor preda înapoi în cele 60, după cele 60 zile, așa cum am stabilit. Lucrările văd că merg nu bine, foarte bine, chiar sunt mulțumit. În două zile deja au ajuns în zona sensului giratoriu de la avion. Ei spun că pe parcurs săptămânii viitoare vor încheia, lucrează și mâine. Așadar, după cum vedeți, am reușit prin intervenția domnului senator Viorel Ilie, domnului deputat Ionel Pală, împreună am fost la Ministrul Transporturilor, împreună am fost la premier. Iată că astăzi acest drum se realizează, contrar voinței celor care au guvernat și contrar celor de la PSD Bacău, domnul Dragoș Belea, domnul ministru Șova și domnul senator Smarandache, care au spus că nu se poate face acest lucru, că este intrabilan în municipiului Măinești, să-l facă primăria, să-l facă primarul. Iată că astăzi se realizează această lucrare. Le mulțumesc personal celor care au fost alături de mine și realizăm această lucrare. De asemenea, vreau să vă informez că din banii pe care dumneavoastră i-ați donat pentru indemnizația dumneavoastră pe luna martie, s-au achiziționat un număr de 3500 de măști simple, s-au achiziționat 250 de măști F2, sunt acestea cum am și eu acum pe față,
Și au fost distribuite, au început de a se le distribui în baza unui proces verbal care vă va fi pus la dispoziție. Deja s-au dat 250 mărci simple și 20 jandarmeriei de la Măinești, poliției municipale, la Poșta Română, la Salvare. Urmează mâine să distribuie o echipă de la primărie la toți cei care activează în piață și de ce nu să dăm și pensionarilor care nu au posibilitatea să aibă o mască și sunt ieșiți mâine la cumpărături, la farmacie sau pentru la o consultație medicală. La finalizarea acestei activități vom prezenta un raport dumneavoastră consilierilor să știți pe ce s-au cheltuit acești bani. Domnul consilier Paloșan. Domnul consilier Paloșan, haideți aproape. Da, tocmai asta am vrut să precizez. Ați obiți domnul primar, dar ați continuat dumneavoastră și foarte bine ați făcut. Pe lângă tristețea care o avem cu toții cu vis-a-vis de pandemie, sigur că ne răsare un zâmbet pe colțul buzelor când vedem atât de bine este plecarea cu atât în interiorul municipiului cât și acești 9,6 km. Dacă unii n-au vrut sau n-au putut, nu știu dacă sunt eu în stare să comentez, dar e mai ușor să critici decât să faci. Asta dintotdeauna. Trebuia să vină liberale la putere ca să fie și Moinești în frunte. Suntem un municipiu. Eu sunt foarte mulțumit. Domnul primar, cred că niciodată n-a fost de când sunt eu moineștean, să văd atâția metri pătrați de asfalt, puși și cu mult, cum să vă spun eu, profesionalism. Adică am văzut că este consistent peste tot aproape. M-am dus până la spre stația de gunoaie. Personal a fost aproape peste tot. Nu am avut ce să comentez. Deloc absolut. Eu felicit, știu eu, organele care s-au ocupat îndeaproape de acest demers. Sunt foarte mulțumit. Sigur, sunt mici sincope, cum ar fi strada pe un Vincio și cu oituți la mine, am spus de nenumărate ori. Vecinii deja mi-au spus că nu putem mai alege, că ne-ai păcăli mereu. Acum ne-am promis, suntem în aceeași barcă cu domnul primar, domnul, o să vedeți că o să fie și oituzul și pe un Vincio. Cu siguranță, le-am promis 100%. Sunt convins că o să găsească în proiecte și aceste două străzi. Da. Da. Nu mă mai interesează. Mă interesează să fie oamenii mulțumiți, domnule. Da. Altceva. Acolo sus am văzut foarte bine, sună încheia subiectul la discuție. Spune ce-i jurul venea, domnul Ienea. Dacă vreți, domnul Ienea, luați cuvântul. Am văzut pe strada plopilor acolo, cu munca primăriei, s-a făcut acel spațiu, se va muta utilajele și toate astea. Extraordinar de frumos. Mai e un gărășel acolo, nu știu ce este, care cineva plătește chiria. Eu aș propune conducerii primăriei să-i facă o adresă, ori să se mute mai într-un colț undeva acel băiat, care a plătit probabil niște taxe, nu? Așa, s-au strămutat în altă parte, să avem suficient spațiu de a ne desfășura o activitate așa cum trebuie pentru primărie. Pentru că gestionăm un municipiu și cred că toate curtea ne-ar fi nouă de folos. Eventual să îi se dea bani înapoi, sunt soluții dacă vrem. Așa. Cam acestea ar fi toate treburile. Sperăm să treacă pandemia, să fim cu toții sănătoși, să ne vedem și nu facem acum chiar politică. De aia nici n-am criticat nici pe domnul Benea, fiecare cât poate duce. Dacă a putut dânsul să fie sănătos. Altădată poate a făcut mai mult, acum a făcut mai puțin. Sper să nu fie din reavoință, să fie din neputință, m-aș bucura. Atât am avut să vă spun și sănătate la toți și Dumnezeu să ne aibă în sub acoperire. Alte intervenții. Domnul Ilie e deja cu microfonul. Imediat, domnul Vătar. Datorită faptului că se face intrarea în oraș, se asfaltează intrările în oraș, eu propun ca să monteze și de o parte și de alta șosele, atâta cât este intrat niște lampadare din alea, ca la Sălnic Moldova, frumoase, negre, în așa fel încât să se vadă că orașul ăsta este municipiu și turiștii care vin și dintr-o parte și în alta, să simtă, într-adevăr, că vor intra într-o stațiune turistică. Asta este o dorință a mea veche și aș vrea să nu plec din Consiliul Local
până nu văd acest lucru realizat. Să vă ajute Dumnezeu, domnul. Mulțumesc. Domnul Vătoare. Da. Într-adevăr, este o realizare cu asfaltarea. Cred că toată lumea o să fie mulțumită de treaba asta. Eu personal am mers zona și mi-a plăcut calitativ ce iese. În schimb, am o mică întrebare vis-a-vis de chiar intrarea Îngăsiești la haltă. Este porțiunea aceea de asfalt care este stricată și știu că este proaspăt lucrată și aia. Iar când trecem barieră, pentru toate obiectul garanției, ceea ce... Imediat vă răspund, dacă mai aveți altceva. Așa, și în partea de dezinfectare, sincer, în ultimul timp eu pe aici nu prea am văzut, deși am stat legat. Nu am văzut să treacă o mașină să dezinfecteze pe aici. Păi nu trecem fiecare zi, la 7-8 zile, 10 zile să facem. Am înțeles, nu trebuie în fiecare zi, dar de când stau aici chiar n-am văzut niciuna. E posibil să fi trecut probabil mai pe noapte. Sigur că și data trecută s-a întâmplat între 19 și ora 2 noapte. E, posibil, oricum eu să trească. O să repetăm, dar v-am spus că e un grafic după care se face. Ok, oricum e o foarte bună realizare asfaltarea aceea, sper să iasă de calitate până la capăt. Și să vedem ce e cu porțiunea aceea, cu probleme, în zona Văsiești. Da, acolo este un alt proiect. Știți cu toții că a fost o investiție finanțată de Compania Națională de Investiții. Au terminat lucrările undeva la începutul lunii decembrie. Nu s-a realizat recepția. Eu am fost personal în luna februarie, începutul lunii martie, mai exact 9 martie, știu că am fost la CNI. Am solicitat sistarea recepției până nu se rezolvă și acele probleme care s-au ivit pe acel tronson de drum. Deci nu a început garanția, nu s-a făcut recepția. A venit constructorul în zonă, a fost cu salariații de la Serviciul Investiții și Urbanism, a realizat acele constatări, o să meargă la proiectant și proiectantul va da soluția cu viza verificator și chiar cu cei de la IGESIC, cărora le-am solicitat sprijin în acest sens. Este o bulină neagră pentru noi toți, se vede acolo. Nu știu cetățenii că acest lucru se datorează constructorului și nu primăriei, pentru că acel tronson de drum este predat acum la Compania Națională de Investiții și trebuie să ne-l predea nouă după ce investiția este realizată. Privitor la ACR, unde ne vom muta cu domeniul public, să-i răspund și domnului Mirel, acea clădire din lateral este vândută de ACR înainte de a prelua noi clădirea. Are deja certificat de urbanism pentru a realiza acolo un garaj, un serviciu, nu știu ce vrea să facă, exact, dar vă spun că nu este proprietatea noastră și nu putem extinde. Poftiți? Exact, păi, dar acum este a lui, e concesiune către acea firmă. Noi terenul, clădirea e cumpărată de la ACR. Iar activitatea noastră se desfășura în acel perimetru pe care noi deja l-am împrejmuit. Acum avem lucrări la interior, sper că într-o lună de zile să terminăm, să ne mutăm acolo. Pe băiatul ai plecat. O să fie ca a solicitat documentații pentru, a depus documentații pentru certificate de urbanism, în termen, sper să vină să facă. Are și adresă, că dacă nu se apucă, să impozitează cu 200%. Acum mai este blocat probabil și cu coronavirusul, da. Băiatul care e plecat. Mai multe sunt blocate, știm cu toții. E blocat, 2 ani de zile blocat. Da, Dumnezeu, să trecem perioada asta și critică și să putem să ne facem treaba și noi și cei care doresc să mai investească ceva. Dacă mai sunt întrebări, declarăm închisă, domnul viceprimar, da, în ședința. Dacă nu mai sunt, declarăm închisă ședința. Vă mulțumesc, o zi bună. O zi bună.